Oferta Thales pe în zona de drone tactice de clasa a doua este un sistem produs pentru armata britanică. Se numește Watch Keeper X. Este un sistem fără pilot tactic de categoria a doua. O autonomie de zbor de 16 ore, o viteză aproximativă de 200 de km pe oră. Un sistem care a fost dezvoltat primordial pentru activități de ISR, de a obține informații de intelligence, de supraveghere și de recunoaștere. El a acționat în teatre de operațiuni precum Irak, Afganistan, recent în Mali. Are peste 105.000 de ore de zbor. WatchKeeper, când a fost proiectat, a luat în considerare toate cerințele armatei britanice și nu numai, în sensul în care s-a solicitat ca el să poată să decoleze și să aterizeze de pe piste neamenajate, piste de iarbă sau în zone neamenajate ca și aeroport. Decolarea și aterizarea poate fi făcută în mod automat. Automated Takeoff and Landing este un sistem care permite preluarea sarcinilor de aterizare și decolare de la pilotul care se află la distanță. Este de asemenea proiectat să funcționeze în toate condițiile atmosferice. Are un sistem de degivrare performant care îi permite să zboare în toate, să spunem, pe toate continentele și în toate anotimpurile. Este foarte rezilient, poate să zboare în medii ostile, în medii în care activitățile de bruiaj sunt semnificative, el putând să-și îndeplinească misiune chiar și în condiții în care semnalul GPS este pierdut, să spunem. Are toate sistemele de siguranță, de comunicare, de identificare a mic inamic. A fost, în ceea ce privește certificarea la zbor, este certificat conform STANAG 4671. Acesta este standardul privind zborul în zone nesegregate. WatchKeeper X fiind unicul sistem tactic care are autorizări de zbor din partea UK MAA, Military Airworthiness Authority. WatchKeeper are o serie de senzori care îl fac deosebit față de alte sisteme similare. În primul rând are o gamă de senzori electro-optici și infraroșu, senzori multispectrali, dar ceea ce îl face cu adevărat deosebit este radarul iMaster de la Thales, un radar cu apertură, cu synthetic aperture radar, care permite supravegherea unei zone de 100 de kilometri în jurul senzorului, în așa fel încât să poți să urmărești, de exemplu, target recognition on the move, deci să identifici ținte și după aceea să le urmărești în deplasare și să, practic, prin cei doi senzori, putând să îți desfășori misiunea principală de colectare de inteligență, de informații, de exploatare a acelor informații în orice condiții. Chiar dacă, de exemplu, este ceață sau ploaie și senzorul electro-optic nu funcționează, radarul iMaster preia informații relevante pe care împreună la punctul de comandă ele se analizează și după aceea ele sunt diseminate, să spunem, factorilor de decizie pentru a-și îndeplini misiunea. Sistemul a pornit de la Hermes 450, după aceea a evoluat într-un sistem personalizat pentru conform cerințelor și standardelor NATO.
Iar acum este, să spunem, un sistem matur, dezvoltat, este produs, livrat și promovat de către un joint venture între Thales și Elbit. WatchKeeper este potrivit pentru România datorită câtorva avantaje pe care le are. Și anume, beneficiază de experiența și activitățile de cercetare-dezvoltare după o perioadă îndelungată de personalizare și după cheltuirea unor sume semnificative, între 300 și 400 de milioane de lire, pentru a dezvolta acest sistem care să răspundă cerințelor utilizatorului final, care este Ministerul Apărării Britanic. În termeni reali, este un produs dezvoltat, un produs care răspunde în totalitate cerințelor NATO, care a fost omologat și practic permite României ca din secunda a doi, să spunem, să înceapă operarea unui astfel de sistem și acest sistem să fie integrat. Deci va transforma România într-un furnizor de informații ISR, nu numai într-un utilizator sau beneficiar. Cooperarea industrială înseamnă transfer de tehnologie în ceea ce privește linia de asamblare, înseamnă contracte cu companii din industria aerospațială pentru producția de componente și aici mă refer nu doar la partea de cablaj care deja se face în România, dar mă refer și la componente de aerostructuri, cum ar fi cele din fibră de carbon, unde noi am inițiat o serie de discuții cu Promaero și IAR Brașov. Partea de hidraulică, de asemenea, am deschis discuții cu partenerii noștri de la Aerostar. Nu în ultimul rând vorbim de discuțiile și colaborarea cu INCAS, Institutul Național de Cercetări în domeniul aerospațial, care ne vor ajuta în a customiza, în a personaliza un astfel de sistem conform cerințelor Armatei Române. Colaborarea cu industria românească va ajuta semnificativ la livrarea unui sistem produs în România, asamblat în România, testat în România și chiar personalizat, de ce nu?